Deci cred că văd eu acolo un iepure care fuge. O să încerc să mă apropii foarte ușor. Tatăl s-a speriat. Mamă, frate, deci am văzut un iepure. A fugit. Hei, salut, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la primul meu vlog. Fac asta pentru că vreau să fie o surpriză pentru voi de Paști. Dar mai multe o să vedeți mai încolo. Deci am vrut să încep aici filmarea și numai încolo este pentru că vreau să vă arăt locul unde eu am petrecut o mare parte din vacanța mea de vară, normal că anul trecut. Eu vreau să vă fac o surpriză de Paști, să încep niște daily vloguri, cel puțin în vacanța asta, pentru că am văzut și la alți vlogări și e foarte distractiv, plus că, cum să zic, atunci când lumea te duci undeva și lumea zice, bă, uite-l pe ăla, îl cunosc după YouTube, aia e altă fază. Deci merg eu pe aici, vreau să vă arăt locul unde noi am vrut să facem o tiroliană. Știu că este foarte periculos ce am vrut să facem, dar am făcut oricum. Și uitați ce s-a întâmplat cu acest copac. Mut-o imediat pe camera cealaltă și revenim. Ok, deci vedeți ce s-a întâmplat cu acest copac? Oare vedeți ce s-a întâmplat? Da, deci ăsta este un copac rupt. Dar nu este rupt din cauza noastră, este rupt din cauza că după ce ne-am dat mai frumos pe tiroliana asta fantastică pe care noi am făcut-o, deci era din copacul la fix ăla după acolo, cum să zic, copacul s-a cam rupt și a căzut peste cablu, s-a rupt și cablu și tot ce făcusem noi aici. Haideți să vă arăt și celălalt copac. Deci ăsta a suferit niște... aici l-a zgâriat ursul, da, ursul a fost aici zgâriat. Și pe acolo pe undeva, bă, parcă am prins eu ăsta cablu cu niște cui, niște chestii. Dar când a căzut celălalt, s-a rupt și cablu și mama lui. Da, este cam ciudat pentru că s-a rupt un cablu cu care noi vrem să facem tiroliană. Dar asta e și ne vedem puțin mai sus. Cred că urcă pe aici. Hai că sunt curios.
Stai că mai vine unul. Mai vin doi. Ăștia n-au curat să urce pe aici. Mamă, frate, deci pe acolo o să urmeze să urc eu. Nu, uitați-vă pentru ce am venit eu aici. Și cât am avut eu de urcat. Bine, că am urcat pe jos, asta e partea a doua. Nici n-ai cum să faci pe bicicletă. Este un teren foarte nisipos. Poate dacă e Superman, ca să zbor cu ea. Așa da. Deci uitați-vă cât de frumos se poate vedea. Nu știu acum dacă prinde camera asta, pentru că are unghiul foarte larg. E un wide angle. Eu acum încerc să filmez cu fix depărtări cu o cameră wide angle. Adică ce, încerc imposibil cum ar veni. Și da, ne vedem mai sus. Deci cred că văd eu acolo un iepure care fuge. O să încerc să mă apropii foarte ușor. Uitați-l, s-a speriat. Mamă, frate, deci am văzut un iepure. A fugit de niște turiști. O să încerc să merg așa ușor. Mamă, ce s-a speriat. Săracul de iepure. Deci băi băieți, că tot ziceam eu că o să întâmple numai lucruri bune azi. Uitați că trebuia să apare și eu un lucru rău. Am pană. Frate, nu se putea să n-am pană. Bine, nu cred că e pană, s-a desumflat doar. În cauza soarelui? Na, pane. E pană. Deci, n-am mai urcat mult timp și s-a desumflat roata. Așa că o să ne întoarcem de aici. Știu că n-am făcut cine ne-a propus, dar totuși am văzut un iepure, am văzut niște motoare, un cer senin și eu zic că este destul de bine. Așa că de data asta chiar ne vedem la coborâre. Deci se pare că nu totdeauna lucrurile ies cum vrei tu. După cum vedeți, uita-i pana ce am aici. În fine, nu contează. Totuși, azi am reușit să facem multe lucruri frumoase. Am văzut niște motoare cum urcă un deal foarte, foarte abrupt. Am văzut un iepure. Nu știu dacă voi l-ați văzut, dar eu cu siguranță l-am văzut. Și poate la editare fac cumva să-l vedeți și voi. Dar cu toate astea, când eșuăm, nu trebuie să ne supărăm. Pentru că asta e. Se mai întâmplă. Cum să zic, pana asta pentru mine nu e o problemă, pentru că știu să o fac foarte bine. Dar o problemă va fi să cobor de aici, pentru că este foarte abrupt. Încerc să filmez cam toată coborârea asta, să vedeți ce n-a reușit eu să urc. Aproape că am ajuns și jos. E foarte greu să ții 12 kg cât are bicicleta asta la vale, fără frâne, fără nimic, pentru că trebuie să țin și camera în mână. Dar nu este imposibil. Și încerc să fac chestia asta în ciuda faptului că nu prea mi-se. Dar da. Totuși azi a reușit să facem destul de multe lucruri. Era să zic că am pană și pe spate. A reușit să vedem niște motoare cum urcă un deal aproape imposibil de urcat. Opa, opa. Dar mergi, frate, mai ușor. Așa. Și am reușit să vedem un iepure. Cel puțin eu l-am văzut foarte bine. Nu știu dacă voi l-ați văzut, dar eu l-am văzut cu siguranță. Acum vreau să închid aici vlogul, pentru că nu prea mai am ce face. Acum dacă am făcut pană și stați așa să vă arăt și vouă pana. Uitați pana. Și nu știu că vă mint sau ceva de genul. N-am avut nici cameră la mine, n-am avut absolut nimic. Așa că o să închid aici vlogul. Eu am fost Andrei și cam atât pe azi. Pa, pa! Savannah.